Acum, despre ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore în privința COVID, au fost raportate 494 de cazuri noi, cel mai mic număr de infectări din 23 august încoace. Specialiștii se uită însă cu îngrijorare la situația din Marea Britanie, care a înregistrat azi primul deces la un pacient infectat cu varianta Omicron. Situația din regat este una foarte gravă, având în vedere că numărul de bolnavi infectați cu noua tulpină s-a dublat de la o zi la alta. Alexandra Dinu are toate informațiile în acest sens. Alexandra, te rog! Situația din Marea Britanie se agravează de la o zi la alta. Avem aici un grafic cu numărul de cazuri cu varianta Omicron care a evoluat începând cu data de 2 decembrie. Vedem acest grafic și ne arată că numărul de cazuri crește constant. Pe data de 10 decembrie, dacă ne uităm de aici, Marea Britanie trecuse deja de 1000 de cazuri, iar pe data de 11 decembrie în Marea Britanie s-au înregistrat 1239 de cazuri, iar în următoarea zi, adică ieri, pe 12 decembrie, au fost numai puțin de 3137 de cazuri, așadar un număr dublu de cazuri în Marea Britanie. Iată că numărul mare de cazuri cu varianta Omicron a dus și la decese. Astăzi autoritățile de acolo au anunțat primul deces, iar în acest moment în spitalele din Marea Britanie sunt internate cel puțin 10 pacienți cu varianta Omicron, iar numărul de infectări din Londra este de 40% cu varianta Omicron în acest moment, iar autoritățile din Marea Britanie anunță că în capitală în următoarele zile varianta Omicron va deveni cea predominantă, iar de asemenea autoritățile au anunțat că au instituit deja starea de alertă de gradul 5 din cauza numărului mare de infectări cu varianta Omicron. Trecem acum și la România, unde astăzi avem un număr destul de mic de cazuri, aproape 500, însă ceea ce vedem aici pe acest grafic este numărul de infectări la copii, care este din nou în creștere. Vedem că pe data de 7 decembrie am avut 91 de cazuri, au scăzut până pe data de 11 decembrie, când au fost 83 de cazuri. Ieri numărul lor a urcat deja la 90 de cazuri și iată, astăzi sunt 93 de cazuri. Au mai fost raportate astăzi în România și 45 de decese. We can see Omicron spiking now in London and some other parts of the country. Here in the capital, it probably represents about 40% of the cases. By tomorrow, it'll be the majority of the cases, and it's increasing the whole time. And sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations, and sadly, at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. So I think the idea that this is somehow a milder version of the virus, I think that's something we need to set on one side and just recognize the sheer pace at which it accelerates through the population. So the best thing we can all do is get our boosters. Despre contextul în care ne aflăm și, desigur, ce se întâmplă mai departe atât în Marea Britanie și cum ar trebui privite lucrurile și aici în România, discutăm cu Ștefan Dascălu, este cercetător român la Oxford. Ștefan, mulțumesc tare mult pentru prezență, bine ai venit în România. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cum arată lucrurile, dacă este să facem așa o paralelă între ce se întâmplă acum în Marea Britanie și, desigur, lucrurile pe care le prezenta și colega noastră puțin mai devreme, Alexandra, scăderea aceasta de la noi, să considerăm că ne apropiem de un platou la limita de jos, în sensul în care să nu mai vedem o creștere a numărului de cazuri sau numărului de îmbolnăviri, sau de fapt să fim foarte precauți în continuare? Ceea ce se petrece la noi în momentul de față reprezintă un fenomen epidemiologic la care de altfel ne așteptam, și anume consumarea valului pandemic, valului epidemic manifestat în România. Urmează într-adevăr o perioadă de descrescătoare în trendul numărului de cazuri zilnici, o perioadă de altfel binevenită, dar în același timp o perioadă în care ar trebui să ne pregătim pentru următorul val pandemic, care cu siguranță va veni, și iată, această tulpină Omicron se răspândește într-un mod alarmant comparativ cu tulpina Delta sau cu ce am avut înainte. Vedem că deja în Marea Britanie, unde se face o testare masivă, vorbim despre un număr incomparabil de teste cu ceea ce se întâmplă la noi. Deci, practic, noi nici testând suficient, dar nici pregătindu-ne sistemul sanitar într-un mod adecvat pentru gestionarea ulteriorului val pandemic, nu vom reuși, ne întoarcem practic în punctul de unde am plecat. Și acest lucru, din păcate, este trist. Dar să sperăm că acest prilej
da, de respiro al sistemului nostru sanitar, fiindcă scade numărul de cazuri zilnice, va permite practic o pregătire mai bună pentru ceea ce va urma după sărbători. Pentru că nu este o prezicere, să spunem, paranormală, să spunem că va veni ulterior val. Nu, pur și simplu, reprezintă această periodicitate și trebuie să o gestionăm mai bine, ca să spun. În România, în primul rând, ar trebui să-și crească capacitatea de testare și, evident, resuscitarea campaniei de vaccinare, care, iată, este pe ultimele suflări și numărul vaccinaților zilnic și vorbesc de cei cu prima doză, dar iată că și această a treia doză acum aparent este absolut necesară pentru gestionarea tulpinii Omicron, care din păcate reușește să evadeze într-o oarecare măsură răspunsul imunitar prin anticorpi. Ar ajuta cumva restricții ceva mai aspre aici în România? Cum arată lucrurile în Marea Britanie în privința libertăților? În Marea Britanie există o diferență semnificativă cu privire la acoperirea vaccinală, la care se adaugă evident și trecerea prin boală. Ori această imunitate post-vaccinală și post-infecțioasă a permis în Marea Britanie o relaxare destul de puternică, chiar aproape totală, dacă nu chiar totală. Sigur, toți ne dorim relaxarea, toți dorim să scăpăm odată de pandemia aceasta care ne macină de peste un an și jumătate de zile, dar condițiile pentru a ajunge în acel punct le punem până la urmă tot noi. Și dacă nu reușim să atingem acea imunitate colectivă pentru a permite relaxarea, degeaba o implementăm. Pentru că dacă facem lucrurile cum le-am făcut până acum și anume cu jumătate de normă, degeaba le facem. Ba chiar reușim într-adevăr să încetinim progresul pandemic, dar efectele semnificative și anume supra-solicitarea sistemului de sănătate rămâne inevitabilă. Și aici este marea problemă la noi. Sunt specialiști care vorbesc că varianta aceasta tulpina Omicron ar putea reprezenta de fapt sfârșitul pandemiei prin faptul că fiind foarte contagioasă vom ajunge în cele din urmă să avem o imunizare de masă și virusul desigur va dispărea. Depinde acum din ce perspectivă vorbim. Aici intervin două aspecte pe care încă nu le cunoaștem complet. Și anume, cât de infecțioasă este această tulpină nouă și deja avem dovezi foarte puternice care arată că este mult mai infecțioasă decât ce am avut până acum. Și în al doilea rând, trebuie să ne gândim la simptomatologia cauzată de tulpină. Dacă este într-adevăr o tulpină mai blândă din punctul de vedere a simptomatologiei, nu înseamnă că am scăpat. Din contră, dacă este mult mai infecțioasă, același număr de cazuri zilnice severe va fi tradus prin răspândirea acestei tulpini. Deci, practic, din punctul de vedere a sănătății publice și a epidemiologiei, presiunea exercitată asupra sistemului sanitar va fi aceeași, dacă virusul se propagă mult mai ușor. Chiar dacă, în medie, cauzează mai puține cazuri severe. Și dacă nu sunt cazuri, da, grave, cele care se necesite spitalizare. Da. Dar lucrurile tot se îndreaptă spre o abordare negativă, spune. Din păcate, da, dar încă o dată sunt date care încă sunt în stadiul de analiză. Încă ne uităm peste aceste date pentru a vedea exact profilul atât epidemiologic cât și imunologic. Vedem lucru portretizat drept cumva rău, dar și într-adevăr este, dar pe de altă parte eu aș zice că este și încurajator, faptul că vaccinurile, chit că sunt mai slabe și mai puțin eficiente în fața acestei noi tulpine, reușesc să-și păstreze o eficiență cât de cât, deci practic o primă linie de apărare o avem și cu această versiune a vaccinurilor. Și speranța mea este că în cel mai scurt timp vor exista demersuri pentru adaptarea vaccinurilor la tulpinile aflate în circulație. Și aici ne referim la un mod similar care se realizează pentru vaccinul antigripal. Deci ne vom aștepta probabil în viitorul, sper eu, cât mai apropiat, să existe vaccinuri specifice pentru tulpina în circulație. Pentru că nu are sens să ne vaccinăm cu ceva care și-a pierdut în timp eficacitatea. Noi, în momentul de față, încă vaccinăm împotriva tulpinei Wuhan. Tulpina inițială, practic, pe care au fost dezvoltate aceste vaccinuri. Și, din fericire pentru noi, tehnologia, atât RNA mesager, cât și vector viral, și restul care se află în alte vaccinuri care se află în varii stadii de implementare, unele din ele chiar implementate, permite adaptarea lor într-un timp foarte scurt. Și aici depinde doar de, până la urmă, de aprobare și în niciun caz nu vor exista studii de amploare a celor inițiale pentru că vaccinurile
cunoaștem deja sunt sigure, sunt eficiente și sperăm noi că vor fi și mai eficiente în urma acestor demersuri. Deci s-ar putea ca în vară, de exemplu, să avem un vaccin pentru această tulpină Omicron, spuneau de altfel cei de la Pfizer că lucrează la acest lucru, și ar fi recomandat să facem, reiau puțin ce ai spus la începutul discuției, să facem doza 3 pentru a fi protejați și în fața acestei variante. În momentul de față nu avem o opțiune mai bună. Și aici mă refer faptul că noi în România putem să ne facem această doză 3. Sunt țări, cum este de exemplu Marea Britanie, tot am folosit acest exemplu, în care doza a treia încă nu este administrată anumitor categorii de vârstă, în general persoanelor tinere. Da. A început imunizarea și cu doza 3, dar încă o dată într-o ordine foarte bine pusă la punct, și anume, să spunem, descrescători de la media de vârstă, plus persoanele extrem de vulnerabile. Ori, în România avem acest prilej și vedem că datele, cel puțin datele superficiale, într-adevăr, dar primele date pe care le avem față de capacitatea sistemului nostru imunitar de a răspunde la această nouă tulpină, arată faptul că doar doza 3 își păstrează un răspuns extrem de bun, pertinent pentru a preveni în totalitate, să spunem, mă rog, în totalitate, în cea mai mare parte a cazurilor, simptomatologia severă. Dar atenție, și o singură doză, chiar și două doze, reușesc să ofere organismului nostru o primă linie de apărare pentru a combate simptomatologia severă și pentru a elimina virusul odată, dacă Doamne ferește, intrăm în contact cu el și ne infectăm. Mulțumesc tare mult, Ștefan Dascălu, pentru prezența în platou. Mulțumesc pentru toată discuția. Vă mulțumesc și eu.